Și hai să mergem acum și la Apocalipsa, capitolul 13. Unde vedem preluate imagine din Daniel și aplicate la toată epoca bisericii. La toată perioada asta, dintre prima și a doua venire a lui Isus. Atenție mare! În Apocalipsa 13 avem toate cele patru fiare din Daniel 7 combinate. Toate patru devin o singură fiară care e în lume acum, Atenție mare! În Apocalipsa 13 nu e vorba de fiara a patra din Daniel, capitolul 7. Nu asta avem descris acolo. E o singură fiară formată din toate cele patru descrise în Daniel. O fiară care reprezintă toate împărățiile acestei lumi, care se războiesc cu poporul lui Dumnezeu, în toată epoca asta a bisericii. Deci, fiara asta reprezintă tot sistemul acestei lumi cuprinde toți împărații și toate împărățiile lumii care se războiesc cu poporul lui Dumnezeu. Pe toată perioada asta, între prima și a doua venire a Domnului Isus. Mulți confundă fiara asta cu a patra fiare din Daniel, capitolul 7, cu Imperiul Roman. Sau alții spun că se vorbește de Antichrist. Nu despre asta e vorba aici. Trebuie doar să ne concentrăm. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1. O să citesc doar primele trei versete. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară. Una singură. Atenție mare. Una singură. O fiară cu zece coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Cornul în scriptură reprezintă puterea, iar capul reprezintă autoritatea. Zece coarne, 7 capete. Cifra 10 și cifra 7 sunt simbolice, la fel ca toate celelalte cifre din Cartea Apocalipsa reprezintă totalitatea și deplinătatea împărățiilor și împăraților Pământului. Toate puterile și autoritățile de pe Pământ, care sunt împotriva lui Hristos. de -aia sunt 10 coarne și 7 capete. Nu sunt niște cifre aleatorii. Și nu e vorba că Pământul e împărțit pe 10 regiuni sau e vorba de Uniunea Europeană și alte interpretări din asta. Nu, Cifrele sunt simbolice, reprezintă totalitatea și deplinătatea împăraților și împărților Pământului. Puterile și autoritățile de pe Pământ, conduse de satana, care se răzvătesc împotriva lui Hristos și împotriva poporului lui. Versetul 2 Fiara, una singură, fiara pe care am văzut-o, semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, și gură ca o gură de leu. Observați, e o combinație între toate cele patru pe care le vede Daniel. O singură fiară are 10 coarne, 7 capete, seamănă cu un leopard, are labe ca de urs și gură ca o gură de leu. O singură fiară. Formată din toate cele patru descrise în cartea Daniel. Balaurul, adică satana, i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Versetul 3. Unul din capetele ei, fiarei, una singură, părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Atenție mare! Nu e vorba de anticrist. A nu se confunda ce scrie aici cu Apocalipsa 17. Capul rănit de moarte se referă la ce a făcut Hristos în secolul I. Aparent, fiara a fost ucisă dar i s-a mai dat putere pentru o vreme. La fel cum și celorlalte trei fiare din Daniel 7, li s-a dat o lungire a vieții. Nu vrea să ne spună că acel cap mort și înviat e anticrist, care va muri și va învia și alte idei din astea. Capul rănit de moarte nu e anticrist. Și repet, aici nu e vorba de Apocalipsa 17, unde scrie că cele șapte capete sunt și șapte împărați. Atenție mare, zice, sunt și. Dar în primul rând sunt altceva. În primul rând sunt șapte munți. Care în limbaj profetic înseamnă împărății. Și sunt șapte pentru că sunt de plinătatea împărățiilor acestei lumi. Nu pentru că așa se numea Roma atunci. Dar vorbim despre astea în detaliu când ajungem acolo. Deci capul rănit de moarte din Apocalipsa 13 E o referire la lucrarea lui Hristos de la cruce. Când sămânța femeii a călcat capul șarpe lui, i-a luat autoritatea. Asta s-a întâmplat la prima venire a lui Hristos. Fiara condusă de satana a fost învinsă, dar a fost lăsată să mai trăiască o vreme, timp în care va persecuta poporul lui Dumnezeu. La fel cum spunem că satan a fost învins la cruce, dar știm că încă e activ în lume. Același lucru, Fiara a fost învinsă, dar încă e activă în lume. Pentru că Satan a fost învins, dar încă e activă în lume. E același lucru. Asta e imaginea, asta e mesajul pe care ne transmite Apocalipsa 13. Abia la final vine apostazia și Anticrist. Apocalipsa 13 nu are de treabă cu Anticrist. Deși putem spune că e împărăția lui Anticrist. Împuternicită de Satan. Dar nu e vorba de Anticrist, de omul fără de legi care se va arăta la final. Vă aduc aminte că Ioan ne spune în primul secol că Antichrist era deja în lume. Se referea la Duhul lui Antichrist, care așteaptă să se manifeste de plin la final, când va fi apariția omului fără de lege. Dar deocamdată Dumnezeu încă ține în lesă taina asta fără de lege, cum scrie în 2 sau în 2, care e în lume acum, dar e oprită să se manifeste de plin. Dumnezeu îi va da drumul din lesă la final. Atunci va apărea și omul fără de legii și așa mai departe. Și asta ca o paranteză, nu e subiectul nostru acum. Dar să nu încurcăm lucrurile. Apocalipsa 13 nu e despre anticrist. E despre împărații și împărățirile lumii acestea care se răzvătesc împotriva lui Hristos și împotriva poporului său. Rămășița seminței femeii. Adică toți cei mântuiți după nașterea lui Hristos, după aducerea lui Hristos pe lume. Frații lui spirituali. E vorba de perioada asta în care ne aflăm noi acum. Trei ani jumate e o cifră simbolică, la fel ca toate celelalte cifre din Cartea Apocalipsa. Trei ani jumate în Scriptură reprezintă mereu o perioadă de persecuții. Și așa e caracterizată toată epoca asta a bisericii. Toată perioada asta, de la prima la a doua venire lui Hristos. Astea sunt vremurile din urmă în Scriptură. Fiara se manifestă în lume tot în această perioadă în care Hristos împărățește cu permisiunea lui Dumnezeu, bineînțeles, i s-a îngăduit să mai trăiască o vreme. Și vedem contrastul ăsta clar dacă suntem atenți la ce se întâmplă după Apocalipsa 13. Mulți să opresc acolo, 6, 6, 6, și stau acolo și toacă versetul ăla. După Apocalipsa 13 urmează Apocalipsa 14 cu 1. Credincioșii care sunt persecutați în Apocalipsa 13, în Apocalipsa 14, stau biruitor cu mielul pe muntele Sionului. Ăsta e contrastul pe care trebuie să-l vedem acolo. Da, în lumea asta suntem persecutați, dar în același timp împărățim împreună cu Hristos, din punct de vedere spiritual. Singurii care se închină fiarei sunt locuitorii pământului, despre care ni se spune în 13 cu 8 că n-au numele scris în cartea vieții mielului. Doar cei nemântuiți se închină fiarei. Locuitorii cerului, cei mântuiți, nu se închină fiarei nu se supun împărățiilor acestei lumi conduse de satan. Se supun mielului, se supun lui Isus. Și de aia sunt persecutați în lumea asta. Dar în același timp sunt prezentați ca cei mai mari biruitori. Stau cu mielul pe muntele Sionului. Biruiesc lumea și biruiesc fiara prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Și nu-și iubesc viața chiar până la moarte. Preferă să moară decât să se lepede de Hristos. Așa sunt descriși credincioșii în Apocalipsa 12. Deci, împărăția lui Dumnezeu a venit. Hristos e împăratul lumii acum. Dar, în același timp, Satanei și fiarelor lui li se mai îngăduie puțină vreme. Adică până la a doua venire. La final, în Apocalipsa 19, unde avem descris finalul, când răscoala împăraților Pământului ajunge la un climax, când are loc apostazia, rebeliunea împotriva credinței, rebeliunea mondială, despre care vorbește Pavel în 2 sau în 2, Hristos vine și împărăția lui Hristos biruiește împărăția fiarei odată pentru totdeauna. Asta e imaginea de acolo. Hristos și oștile lui, adică noi, biruim împărăția fiarei și oștile ei. Ăsta e finalul. Și atunci va fi și manifestarea de plină a împărăției cerurilor. Când sfinții vor lua în stăpânire pământul cel nou. Acum domnez din punct de vedere spiritual. Asta avem ilustrat în Apocalipsa 20, prin împărăția 2000 de ani. Dar la final, când satana e nimicit pentru totdeauna, vor domni și fizic. Pe un pământ nou în care nu va mai fi păcat. Vor lua în stăpânire pământul. Vor face ce om a fost creat de la început să facă. Să împărățească peste pământ atunci vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Până atunci, grâul și neghina sunt la un loc în lumea asta.